La 15 ani după ce guvernul israelian, condus atunci de Ariel Sharon, s-a retras din fâșia Gaza, mulți israelieni care au fost expulzați din casele lor nu și-au găsit nici până în ziua de azi un cămin și un loc stabil. În vara anului 2005, Israelul a părăsit fâșia Gaza și nordul Samariei, moment în care au fost evacuați aproximativ 10.000 de israelieni care locuiau acolo. Oraș după oraș, buldozerele armatei israeliene au mers de la clădire la clădire și le-au demolat. Înainte de demolare, guvernul a promis că va oferi un pachet complet de relocare și compensare celor care și-au pierdut casele și că toate comunitățile vor fi sprijinite să se restabilească în interiorul Israelului. Cu toate acestea, adevărul este departe de aceste promisiuni. General Major Yair Naveh, care a comandat retragerea armatei din Samaria de Nord în 2005, a declarat că retragerea unilaterală a Israelului a fost o greșeală gravă. "Nu am realizat niciun beneficiu cu această evacuare, niciunul, zero", a spus Naveh, citat de TPS. Acțiunea de acum 15 ani nu a diminuat deloc terorismul grupării Hamas, ci dimpotrivă, acesta a crescut, la fel ca și numărul de focuri de rachetă trase din fâșia Gaza, aflată sub controlul său spre așezările din Israel. O explozie puternică a zguduit capitala Libanului, Beirut, și a rănit numeroase persoane, provocând pagube importante. Suflul exploziei s-a resimțit în mai multe părți ale capitalei și un fum gros s-a ridicat acoperind cerul orașului. Locuitorii din mai multe cartiere au raportat că geamurile le-au fost sparte și că a căzut din tencuială. Explozia pare a fi localizată în interiorul portului Beirut și a provocat distrugeri substanțiale, spulberând totodată ferestre la kilometri distanță. Mai mulți martori, citați de CBN din apropierea portului Beirut, au raportat că au văzut persoane rănite la pământ și distrugeri numeroase până în centrul Beirutului. Unele posturi de televiziune locală au raportat că explozia a fost în portul Beirut, într-o zonă în care erau depozitate petarde. Amintim că gruparea teroristă Hezbollah are puternice legături în Liban și în Siria, iar tensiunile recente dintre acestea și Israel s-au accentuat. Echipa de 20 de medici specialiști israelieni trimiși în India conduc o operațiune fără precedent în lupta împotriva coronavirusului. Zilele trecute au anunțat implementarea etapelor finale de testare a 4 tehnologii avansate pentru diagnosticarea rapidă a coronavirusului. India este una dintre cele mai afectate țări la nivel global de această pandemie. Delegația israeliană, condusă de Direcția de Cercetare și Dezvoltare a Apărării din Ministerul Apărării din Israel, a efectuat o serie de teste pentru a determina eficacitatea unui număr de soluții de diagnostic rapid dezvoltate în Israel. Echipamentul de ultimă generație a fost donat Indiei de către Ministerul Afacerilor Externe și de către membrii sectorului privat. Această acțiune își propune să ajute India în abordarea crizei de coronavirus și include ventilatoare exportate în India în urma unei aprobări excepționale. Cele 4 instrumente de diagnostic testate de către echipele israeliene pot detecta rapid prezența virusului în organism, de obicei în câteva minute. Capabilitățile de diagnostic rapid sunt cea mai eficientă metodă de a preveni carantina prelungită și ar putea permite redeschiderea economiei globale. Reprezentantul organizației Open Doors din Marea Britanie și Irlanda spune că este inundat de rapoartele creștinilor din întreaga lume cărora li se cere să renunțe la credința lor în schimbul ajutorului social pentru COVID-19. Creștini din țări precum Bangladesh, India, Sudan și Malezia spun că se confruntă cu un ultimatum. Trebuie să-și abandoneze credința dacă doresc să primească hrană prin programele de asistență socială naționale sau regionale. Asistentul senior Ilia Jadi de la Open Doors privind libertatea religiei și credința în Africa subsahariană spune că cea mai mare problemă din această regiune este că foarte mulți creștini se bazează pe sprijinul comunităților în mijlocul unei crize ca aceasta. O parte a comunității se întorc împotriva lor și le cer să renunțe la creștinism, altfel nu vor primi niciun fel de ajutor. Chiar și ajutoarele de stat sunt redirecționate în multe situații în așa fel încât creștinii să nu aibă parte de ele. Deci la sfârșitul zilei, aceștia trebuie să aleagă între renunțarea la credința lor sau a nu primi mâncare. Alpha, Omega.